Cristina. Volodymyr Zelensky, declarații în direct, iar acum le ascultăm. That part of our army that is one of the most powerful. A fost unul dintre cele mai puternice mesaje. Tocmai de aceea este foarte important pentru noi să nu le permitem să ne apărăm pământul și țara, pentru că această bătălie, pentru că vor mai fi foarte multe bătălii, nu știm cât va mai dura, dar putem influența modul în care evoluează acest război. Noi nu avem încredere în Rusia și în modul în care este condusă această țară și armată. Tocmai de aceea este foarte important să vedem că ei au plecat din Kiev, au plecat din nordul țării, au plecat din Cernihiv și s-au îndreptat spre zona pe care oricum o controlau. Asta nu înseamnă că au capturat Donbass, ci că s-au îndepărtat de Kiev pentru că le e teamă. De aceea, pentru noi, această bătălie este extrem de importantă din multe motive. Este foarte important să câștigăm această bătălie. Directorul CIA a avertizat că este îngrijorat că Vladimir Putin ar putea folosi arme nucleare tactice în această luptă împotriva voastră. Sunteți îngrijorat? Nu doar el, toată lumea este îngrijorată și toată lumea trebuie să fie îngrijorată pentru că știm cu toții că ar putea fi o informație care nu se va confirma, dar pe de altă parte ar putea fi un mare adevăr. În oricare dintre aceste bătălii în care este implicată armata rusă, pot fi folosite arme nucleare sau arme chimice de orice fel. Ar putea face asta în orice moment, cu siguranță pot să o facă. Și nu au nicio reținere, nu îi oprește absolut nimic. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim. Nu trebuie să ne fie frică, dar trebuie să fim pregătiți. Însă nu asta este întrebarea pentru Ucraina și nu doar pentru Ucraina, ci pentru toată lumea, cred eu. Există o posibilitate să fie folosite aceste arme. Nimeni nu se aștepta să existe o asemenea escaladare a conflictului dintre Ucraina și Federația Rusă. Nimeni nu s-a așteptat în 2014, de exemplu, să avem un război în toată regula. Iar acum vedem aceste imagini dramatice în care civilii sunt omorâți, în care zone întregi sunt distruse de echipamente, de bombardamentele rusești, în care civilii sunt uciși. Nimeni nu se aștepta, dar este o certitudine. Am văzut cu toții că s-a întâmplat. Și tocmai de aceea trebuie să fim atenți când spune Rusia că dacă ceva nu merge conform planului, atunci da, ar putea folosi arme nucleare. Tocmai de aceea cred că acestea sunt dovezi clare ale faptului că nu putem avea încredere în acești oameni. E clar că ei nu sunt oameni de încredere și da, ar putea folosi armele nucleare. Cât de gravă este situația în Mariupol și ce poate fi făcut pentru a ajuta oamenii de acolo? Situația din Mariupol este cât se poate de dificilă. Este foarte clar că lucrurile nu se vor îmbunătăți acolo. Cu fiecare zi care trece, e din ce în ce mai instabilă acea zonă. Din păcate, este dificil din mai multe motive. Nu voi vorbi despre cruzimea cu care autoritățile ruse au tratat oamenii din Mariupol, militarii din această zonă. Sunt două componente. Nimeni nu știe câți oameni au murit în rândul civililor din această zonă. Oricine va spune o cifră, va fi o minciună. Sute de mii de oameni au fost evacuați. Zeci de mii de oameni au fost forțați să evacueze și să meargă cu forța în Federația Rusă. Au plecat, au fost duși cu forța și nu au fost lăsate în urmă documente. Sunt mii de copii despre care nu mai știm nimic. Nu știm unde sunt, ce se întâmplă cu ei, dacă sunt sănătoși, dacă mai sunt în viață. Din păcate, nu mai sunt informații. Iar în privința populației, din nou, nu avem cifre clare. Într-o zi spun că sunt 50.000 sau 60.000 de oameni care au murit. Apoi, într-o altă zi, altcineva spune 100.000. Iar acum avem informații că poate 10.000 de oameni au murit acolo, cu toții civili. Vorbim despre civili, despre oameni nevinovați care au murit, nu despre soldați ucraineni. Sunt mii de copii care au fost deportați din această regiune către partea rusească pentru că nu li s-a permis să vină în zona controlată de ucraineni. Noi nu știm nici acum ce s-a întâmplat cu acei copii, unde sunt, nimeni nu știe. Tocmai de aceea,
De asta spun că este foarte greu să aflăm ce se întâmplă acolo. Situația este mai mult decât dificilă, mai mult decât complicată. Sunt foarte multe informații pe care trebuie să le verificăm și pe care, din păcate, nu le putem confirma. Aveți vreo idee câți soldați ucraineni sau soldați civili sau ucraineni civili au fost omorâți până acum? Până acum, bazându-ne pe informațiile oficiale pe care le avem, pentru că este foarte dificil să discutăm despre civili, în condițiile în care orașele și satele din țara noastră sunt blocate, cum sunt Mariupol, altele din Est, nu știm cu exactitate câți oameni au murit în acele regiuni. Volodymyr Zelensky, așadar un interviu în exclusivitate pentru CNN în care vorbește despre civilii care și-au pierdut viața și vorbește despre faptul că nu se știe nici până la această oră câți oameni au murit și câți au fost forțați să meargă în Rusia. Vorbește despre mii de copii despre care nu se mai știe absolut nimic și nu există dovezi clare ce s-a întâmplat.